Corona Brașov a terminat cu fruntea sus meciurile din grupa C a Cupei Continentale. Brașovenii au ratat accederea în faza următoare a competiției, dar au reușit două victorii la prima participare în întrecerea continentală. Galben-albaștri au încheiat turneul pe locul secund în spatele câștigătoarei grupei Hockey Club Sanok. Corona a câștigat în primele două meciuri cu Prisma Riga și Dab Doklar, iar înainte de ultima partidă mai avea nevoie de o remiză în timp regulamentar pentru a câștiga grupa. Colonezii de la Sanok s-au dovedit însă mai puternici și la capătul unui meci dramatic s-au impus cu 4-3. Nothing to say when you lose against a better team. My opinion was that we played today against a team on a higher level. We saw that the first 10 minutes, skating abilities, passing, puck handling, there was one level up. Polonezii au avut start perfect de meci și s-au desprins la 2-0 după reușitele lui Vojdețchi și Pietrus. Petre și-a redus din handicap pentru gazde, dar Vojdețchi a punctat pentru 3-1 în startul reprizei a doua. În ultimul act, brașovenii au reușit să egaleze la 3 după încă o reușită a lui Petre și șutul excelent al lui Iobșut. Chiar în acest scor, Corona era formația care mergea mai departe. Bucuria a fost însă de scurtă durată în patinoarul olimpic, pentru că Danton a făcut 4-3 în superioritate și polonezii nu au avut emoții la final. Pentru brașoveni urmează disputa din campionatul intern cu Dunărea Galați de miercuri, iar la finalul săptămânii sunt programate două meciuri din Liga MOL cu Uipești și Ferencvaros.